Mai... Nu mai... Spuse el. Spus drag. Care-i scopul? Bun. Avem mâine și sâmbătă două meciuri de pregătire, venind după o perioadă destul de încărcată pentru băieți. În aceste trei zile cât am lucrat în sală, s-a văzut încărcătura de pe dealul târgului și perioada de pregătire care am făcut-o. Probabil că la aceste două jocuri vom urmări deocată să ne descărcăm de pe dealurile acelea, acumularea care am avut-o. Vom pune accent foarte mult încă pe pregătirea fizică în aceste două jocuri. Bineînțeles că ne va interesa și rezultatele, că până la urmă victoriile aduc victorii, dar mă va interesa să vedem ceea ce am acumulat în această perioadă. Din fericire, după această perioadă nu avem niciun accidentat. Sperăm ca după aceste două jocuri de asemenea să nu avem niciun accidentat și să continuăm pregătirea, pentru că, mă repet, după cum am spus și la finalul anului trecut, acest început de retur, să spunem așa, este foarte, foarte dificil și foarte important pentru ceea ce urmează. Avem trei jocuri într-o săptămână, trei jocuri destul de grele, jucăm cu Minaur, jucăm la Dinamo și vine Bacău. Acum vom vedea și când vom juca, pentru că au intervenit mici schimbări, sper eu să reușim să ajungem la un comun, să stabilim de comun acord cu aceste echipe, pentru că putem să decalăm cu o zi, se va decala, dacă ne vom da acordul și noi și echipele respective, cu o zi aceste jocuri, deci să nu jucăm în 26, să jucăm în 25 meciuri de acasă cu Minaur, să jucăm în 29 meciuri cu Dinamo, cu Minaur pe 25, și următorul meci duminică acasă să câștigăm o zi de recuperare și de pregătire pentru aceste trei jocuri foarte, foarte importante. Contează și rezultatele în aceste două meciuri amicale? Am spus că punem accent și pe rezultate, nu foarte, foarte mult, dar contează pentru că trebuie să ne creăm, să avem un moral bun, mai ales că întâlnim aceste două echipe în returul campionatului și orice victorie te încarcă pozitiv și... Dar nu punem foarte, foarte mult accent pe rezultate până la urmă. Punem accent pe pregătirea fizică și să vedem pe unde suntem și să rulăm întreg lotul de jucători care le avem la dispoziție. Internaționalii au revenit să-i vor juca? Da, aseară a revenit George Șelaru, astăzi, după amiază, va reveni și Corina Catrinei și a Sultanei și vor fi prezenți la aceste două jocuri, pentru că vor juca, bineînțeles, pentru că mai avem puțin până la mai rămâne o săptămână până la meciul de început de retur și automat vor juca și ei, vor evolua și ei. Ceva achiziții noi? Nu. Deja perioada de transfer s-a încheiat de mult, la noi a fost atunci între tur și retur, nu. Până la finalul campionatului, acesta este lotul cu care vom finaliza acest campionat și sper eu cât mai bine. Ilieș, da, singura problemă medicală, la el este o problemă mai deosebită, s-a operat de mie de disc, a început recuperarea destul de bine, am văzut că se mișcă destul de bine, el și prin felul lui este un luptător, sperăm că depinde numai de el, să vedem cum se va acomoda după această, cum se va resimți după această operație. Este o operație destul de dificilă, el își dorește să revină, el a zis că probabil că într-o lună jumate, două va reveni. E singura problemă din punct de vedere al sănătății care avem la ora actuală. Mulțumesc!